viață, taina gemului de ață. Hai să ne încercăm norocul, să vedem cum este jocul. Despre cine este vorba în poezie? Despre în poezie se vorbește despre puișorii care răsfăiesc o carte. Care puișori? A cui puișori? Mici. Da, dar a cui sunt puișorii? Al pisicuțe. Dar cum le numim pui pisicii? Puișori. Dar cum, Lini? Cum le mai spunem noi? Puișori. Pisicuțe. Pisicuțe sau motă? Motănaș. Haideți să încercăm cu toții să învățăm prima strofa poeziei. Puișorii de pisică, poftim. Puișorii de pisică răsfoiesc o cărticică. Spunem cu toții. Răsfoiesc o cărticică. Stau cu minți pe o măsuță. Stau cu minți pe o măsuță. Și-ntorc foaia colăguță. Și-ntorc foaia colăguță. Toți copiii deschid gurița și încă o dată repetăm prima strofă. Poezie se numește Taina gemului de ață. Poftim. Taina gemului de ață. Puișorii de pisică. N-aud. Încă o dată. Puișorii de pisică răsfoiesc o cărticică. Răsfoiesc o cărticică. Stau cu minți pe o măsuță. Stau cu minți pe o măsuță. Și-ntorc foaia. Și-ntorc foaia pe o măsuță. Colă. Buză. Haideți încă o dată. Puișorii de pisică răsfoiesc o cărticică. Stau cu minți pe o măsuță și-ntorc foaia cu colăguță. Unu știa alfabetul. Arătăm cu degețelul. Unu știa alfabetul. Și cum a înțeles secretul, el citește și le spune frățiorilor anume. Unu știa alfabetul. Spune. Unu știa alfabetul. Și cum a